Cosmin, ce surprize ne-ai pregătit pentru ceea ce urmează? Era inițial pentru copiii de mici, dar puteți o luați voi, dacă vreți. Nu, Cosmin, mă referam la surprizele din lotul echipei naționale. Ce jucători noi ai convocat față de meciurile trecute? Eu cred că deți jucadoreți rumenuți, de la Mercanto Treță. În română, te rog. Au plecat jurnaliștii spanioli după meciul cu Spania. În română, dacă poți. Da, voiam să vă arăt că eu știu spaniolă și voi nu. În principiu am convocat aceiași jucători de insucces cu care sperăm să avem succes. Am convocat rezervele din afară, am convocat fotbaliștii care stau mai mult în tribuna oficială în geacă decât pe stadion, pe teren. Am convocat cam ce avem noi mai bun. Totuși văd că lângă tine un jucător nou pe care nu l-am mai văzut până acum. La ce echipă joacă? Da, joacă la HC Mercuraciuc. N-am auzit de echipa asta. În ce ligă joacă? În Liga 1. Liga 1? Care e Liga 1? De hockey. Și l-ai convocat în echipa națională de fotbal? M-ați întrebat de surpriză, nu? Surpriză. Păi și ce recomandă un jucător de hockey să intre în echipa națională de fotbal? Da, era singurul jucător care avea meciuri în picioare. Era singurul jucător care a jucat titular în ultima perioadă, singurul jucător român. Plus că are un joc foarte bun de cap, pentru că a luat foarte multe pucuri în frunte. Cască. Exact, cască bine ochii ca să nu mai iei. Cosmin, o să vreau să-i pun și noului jucător câteva întrebări. Andrei și mai cum? Andrei și atât? În fine, Andrei, cum ai primit vestea convocării? Da, deci... Vă dați seama că eram într-o seară cu colegi de echipă în cantonament în Alpi și la un moment dat a venit scrisoarea de convocație și erau acolo cu multe litere, cu rânduri, când m-aș enervat, știi, da. Și care a fost reacția ta? M-am bucurat că în sfârșit Buruțul Dumnezeu mi-a dat cum ar veni și mie ocazia și m-am dus la colegii mei să le zic și lor că am fost convocat și ei mi-au zis că în perioada aia echipa națională de hockey n-are meciuri, nu știu de ce. Și cum te-ai adaptat printre noi tăi colegi? Adapt ce? Adoptat. Cum i-ai adoptat pe noi colegi? Înțelegi că dacă i-ai luat acasă, dacă i-ai pus pe numele tău, dacă... Cosmin, lasă-mă, te rog pe mine să pun întrebările. Andrei, cum te simți cu noi tăi colegi? Da, cum a zis și mister, deci mă simt... Am adoptat câțiva dintre ei, dar mai avem cum a de lucrat un pic, că ăia mai mari se mai iau de mine, dar mister intervine oricum. Există jucători mai mari decât tine? Pare că ai 2 metri. Mai mari la ani, zic. Că mister convoacă și jucători de 35 de ani, nu știu. Da, e vorba de că sunt anumiți jucători care mai râd bine, care mai fac mișto pentru că Andrei mai vine uneori încălțat în patine, dar sunt niște chestii nevinovate peste care să trecem cu vederea. Andrei, îți e greu să joci fotbal cu noi tăi colegi? Acum, da, uneori mai avem și e greu, alteori ne chinuim. Dar eu am încredere că până la urmă o să mai învețe și ei și o să fie regulă cu totul. Crezi că vei fi titular în meciurile cu Feroe și Norvegia? Păi, dacă mă antrenez bine și oricum mister mi-a promis și că aduce niște jucători de la echipa de oină și câțiva de la basket care mai ies Mercurea la fotbal. Și dacă aduce și pe ei, eu am încredere că împreună pot să ajung cu ei în primul 5. Primul 11, vrei să zici? Ce, sunt 11? Păi dacă sunt pe titular, sigur. Cosmin, ce șanse avem în următoarele două partide? O să fie niște partide foarte grele. Cu Feroe avem o deplasare care cred că e cea mai grea deplasare din ultimii 10 ani. Să fii serios, dacă și cu Feroe a ajuns să ne fie greu? Da, ideea este că
E foarte, e o țară care nu știu unde e. Ne-am rătăcit foarte des în drum spre, spre Feroe. Și de asta zic că e o partidă foarte grea. Ok, fie. Și cu Norvegia acasă? Da, cu Norvegia cred că avem șanse de cred că avem șanse de 70% la victorie dacă Norvegia nu se prezintă la meci. Chiar am trimis o telegramă la Federația Norvegiană prin care le facem o farță și le spunem că jucătorii români au pojar și că meciul s-a anulat, sperăm să muștem omeala pentru că... Ce au pojar? Nu, n-au pojar, n-au nici talent, stai liniștit. Gata, putem să plecăm pentru că jucătorii români pleacă în club și vreau să te petrec, se poate? Da, la mulțumim pentru minutele acordat. Andrei are piciorul în gips? Stai liniștiți că e jucător de picior stâng, nu e nicio problemă.